Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Români pentru români. Emisiune realizată de Carina Baba cu și despre oameni frumoși ai Aradului. Salut, ce faci? Aș vrea să-ți spun că te iubesc. Un sentiment adevărat îmi copleșește sufletul. Salut, ce faci? Așa e că mă iubești și tu. Visesc în fiecare ceas să-mi fim alături tu și eu. Aș vrea să fii al meu mereu. Dar viața cu ale ei poteci ne îndepărtează uneori. Salut, ce faci? Aș vrea să spun că-mi este dor. Nimic și nimeni niciodată nu ne va despărți de fel. Salut, ce faci? Aș vrea să spun că te Bună seara, dragi prieteni de pretutindeni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Români pentru Români. Sunt Carina Baba, gazda dumneavoastră din această seară, iar adineauri ați ascultat formația Direcția 5. Salut! Ce faci? Vă salutăm și noi cu drag, sperând că faceți bine, că sunteți bine și că vă veți bucura să petreceți următoarea oră alături de noi la Radio TV Unirea Internațională. Adela Pasca v-a pregătit clipa de spiritualitate, Marcela Zaha și Manuela Codrean vor recita poezie, iar elevii de la Cercul de Chitară, coordonați de Paul Edeleni, vă vor încânta cu acordurile deosebite la acest instrument muzical magic. Dionis Zafir, Alessia Chevereșan, Victor Nesmerac, Lucia Guzan, Dorin Mureanu și Sara Copca. Cercul de Teatru Marionete, coordonat de Mihaela Andrei, v-a pregătit două surprize.
isprăvile lui Motănel și în țara lui Mură-Mură, iar cercul de jurnalist coordonat de Manuela Codrean a pregătit numeroase surprize. Reportaje, interviuri, creație proprie, creație clasică, toate pregătite de Alexandru Crețu, Pătru Ștefania, Codrean Teodora, Andrei și Mihai Fărcuț, Adelina și Dalina Cioban, Ioana și Teodora Curtean, Eric Ionescu, Alexia Pele, Raluca Lador, Anastasia Maria Solomie, Diana Orban, Denis Rotaru, Alexandra Vitican. Vă invităm să îi ascultați pe acești copii minunați, iar printre ei am inserat muzică, muzică de cea mai bună calitate, Mădălina Manole, fata din Nalinda Mar, Holograf, Cât de departe și Cătălin Crișan, toate trec. Sperăm să vă bucurați de această oră petrecută cu noi și să ne revedem bine la o nouă ediție a emisiunii Români pentru Români. Numai bine! Sunt Adela Pașca și preț de câteva minute aș vrea să vă vorbesc despre o iubire, o iubire sfântă. Este un text scris de Nicu Șornacu. Omul sfânt este omul care s-a împlinit în cer și s-a golit de lume pentru a o lumina în Dumnezeu. Prin ascultare, a coborât cerul în minte și l-a primit pe Dumnezeu în respirația inimii sale. Lumea inimii lui a devenit un susur de lumină, loc în care umbrele s-au topit într-o iubire vecină veșniciei. Dinspre acest dor născut din lumina lui Dumnezeu, atingerile lumii nu mai au putere asupra lui. Rugător umil, cunoscător al văilor minții, Sfântul pășește atent și apăsat pe fiecare urmă pe care i-a lăsat-o Dumnezeu, în inimă. Aici, în locul acesta zvâcnind între cer și pământ, și-a făcut cărări vecine cu vederea lui Dumnezeu și de aceea este din ce în ce mai greu să se rătăcească. Pășind pe aceste drumuri bătute cu gândul în Dumnezeu, Sfântul dă, din când în când, la o parte, perdeaua din timpul care i-a mai rămas și privește veșnicia. Învăluit de liniștea minții pe care și-o odihnește în Dumnezeu, Sfântul îi cuprinde iubirea luminându-i drumul, își ascunde fața inimii cu palmele uimirii, mai treaz ca niciodată în fața strălucirii care îi se deschide și continuă să urce. Pentru că da, Sfântul este un urcător, prin el și prin lume. Sfântul urcă pe cărările inimii sale, locul acesta aspru și greu de pătruns unde a învățat să supună lumea. De aceea nu încetează să o iubească așa cum numai Dumnezeu însuși o iubește, pentru că acolo, în inimă, a descoperit motivul pentru care Dumnezeu a făcut-o. Sfântul nu încetează să rămână copilul cuprins de uimire în fața frumuseții care îi se deschide privirii din inimă, și de aceea le arată cu degetul celor din jur cât poate fi lumea de frumoasă. El știe că lumea e frumoasă pentru că în inima lui această lume și-a făcut poteci spre Dumnezeu. Sfântul o privește din cămara unei inimi unde prietenia cu Hristos continuă tainic, în bucuria vederii care îi se deschide. Când Sfântul pășește prin lume, el duce cu sine lumea din inima lui, inima aceea în care Hristos i-a arătat deja cum arată lumea. Opririle sale, plecările sale, cuvintele sale, privirea sa, toate sunt semnele luminii din lumea inimii lui, care îl conduce prin lume. El împarte bucurie, respiră bucurie, trăiește o bucurie molipsitoare. El face totul în dumnezeiască lumină care îi străbate inima. În această inimă, libertatea de a accepta harul dumnezeiesc și-a făcut lăcaș stabil. Inima lui respiră de acum înainte în ritmul harului. De aceea, oricât ar fi deprins în lume, Sfântul nu încetează să urce. Harul îl ține de mână, iar el se lasă condus de lumina care îi se deschide. În preajma lui dispare orice tristețe, orice angoasă, orice gând care tulbură. În preajma lui, inima ta începe să bată în ritmul pe care Hristos l-a scris deja în inima lui.
Este ca și cum te-ai îmbrăca cu o haină care ți se potrivea dintotdeauna și abia atunci te vezi în oglindă cu adevărat. Abia atunci înțelegi cum ar fi trebuit să fii. Abia atunci îți vezi toate îndreptățirile ca pe garduri inegale pe care le-ai ridicat cu greutate în toți anii vieții tale. Abia atunci înveți să urci, uitând oboseala. Abia atunci poți să străbați păduri de gânduri, lăsându-le în golul care le-a hrănit dintotdeauna. Abia atunci ajungi să arunci vălul fricilor și să domesticești jivinea căror până și imagine te înspăimânta înainte. Acesta este Sfântul, casnic al lui Hristos, călător într-o lume pe care a înțeles-o pentru că a învățat să o privească împreună cu Hristos chiar în inima lui. Privitor într-un adânc din inima ta la care tu însuți nu ai acces. Cititor împreună cu tine al gândurilor tale. Îndrumător care îți spune, nu impresiona pe nimeni dacă nu o faci în Hristos și nu justifica niciuna dintre slăbiciunile umane care îți trapesează inima pentru că ele nu sunt lumea, ci patimile ei. Acest sfânt, după plecarea la cel cu care a fost prieten de o viață în inimă, oferă celor din jur, dinspre decizia prietenului, ceva care le confirmă și le amintește că urcarea spre Dumnezeu lasă urme în lume. Urma cea mai concretă a urcării lui spre Dumnezeu este trupul pe care îl atingem. Un trup ai doma oricărui alt trup care refuză să se supună legilor firii. Acesta este semnul fidelității absolute. De unde știu că Sfântul trăiește așa cum v-am descris-o în aceste câteva cuvinte? Pentru că odată, în viața mea, am cunoscut un sfânt. De atunci nu pot vedea lumea altfel decât din descrierea pe care mi-a făcut-o el lumii. El vedea lumea doar privind-o în inima lui. Gerul serii șterge fața de broboanele de frig și înlătură încet ceața ca să-l vadă pe copil. Cum zâmbește și trengărește când se uită pe furiș dacă mama îl zărește, că se ascunde. Pâș, pâș, pâș. Să se joace încă o oră, două, trei, patru sau cinci. Cu un prieten de nădejde, patruped, cu ochii adânci. Prieten bun încă din fașă, fiindcă știm prea bine toți, prietenile-s pe viață dacă știi să le socoți. El a știut la încercare să-l pună pe cățel. I-a dat porția de mâncare, primul și al doilea fel. I-a dat farfuria toată, pretextând că e flămând și nu vrea ca să-l vadă fără de puteri, plângând. Mama înțelese totul și zâmbi, dar pe furiș. De-i așa, tu ține postul, dă-i și laptele cu griji. Ați ascultat poezia Doi prieteni buni, scrisă de Carina Baba. Lectura Manuela Codrean. Stări de diamant? Cine poate să-mi provoace? O lună privind din înalt? Sau semnul de pace din colțul gurii tale când îmi zâmbești cu drag? Stări de divinitate? Cine poate să împartă mai bine ca brațele tale dragi când îmi zâmbești cu ochii stele lucitoare și nu te agăți cu toată ființa ce ți se scurge prin brațe încălăcite de gâtul meu? Stări de bunătate? Cine poate să le cunoască mai bine decât mine, cel ce îți știe toate defectele și te adoră cu toate câte le ai, cu toate câte le vrei, cu toate câte le chemi, cu toate câte le dorești, în fiecare zi, în fiecare clipă ce devine etern în bunătatea cu care mă îmbunesc cu tine, cu zâmbetul tău, cu defectele tale, adorat-o.
Uneori cuvintele dorm mai tare. Uneori ochii spun mai multe. Uneori sufletul tace. Ați ascultat poeziile pereche și Scrisoare pentru inima ta, scrise și recitate de Zaha Marcela. Când cai sălbatici liberi, clipe trec și trec, ca și râul de acasă, cântecul mi petrec. Mă cunoașteți, eu sunt fata din Alindamar, trec prin lume ca un cântec dulce și amar. Trec prin viață ca și râul din Alindamar, când iubirea și speranța fără de hotar. Mă cunoașteți, eu sunt fata din Alindamar, trec prin lume ca un cântec dulce și amar. Trec prin viață ca și râul din Alindamar, când iubirea și speranța fără de hotar. Mă cunoașteți, eu sunt fata din Alindamar, trec prin lume ca un cântec dulce și amar. Trec prin viață ca și râul din Alindamar, când iubirea și speranța fără de hotar.
Români pentru Români. Emisiune realizată de Carina Baba cu și despre oameni frumoși ai Aradului. Oh yeah. Astăzi veți asculta sceneta Isprăvile lui Motănel, jucată de copiii de la Cercul Teatru de Păpuși Marionete din cadrul Palatului Copiilor Arad, profesor coordonator Mihaela Andrei. Au interpretat în această scenetă Șerbelena, în rolul principal Motănel Miau Miau, Brehuescu Jennifer, în rolurile Buburuza Ruza și Ariciul Pogonici, Radu Ema Erica, în rolurile Ariciul Cocolici și Floarea Soarelui, Shel Carina, în rolul Râmei, Ardelean Ana, în rolul Fluturașului și Ardelean Emilia, în rolul Mamei lui Motănel. Să le ascultăm! Motănel! Motănel! Da! Stai aici pe iarba moale și încălzește-te la soare ca să te întărești, nițel, pentru că ești și slăbuș și mitite. Dragul mamei, Motănel, de aici să nu faci niciun pas acum, trebuie să plec, te las. Pleacă și n-ai grijă, mamă! Chiar când cineva te cheamă, nu te duce! Să n-ai teamă! Pleacă, mama Motănel, să-ți aduc un șoricel. Cine? Cine? Cine oare a venit să mă omoare? N-am venit să te omor. M-am lăsat ușor în zbor. Te rog, spune-mi, cum te cheamă? Buburuza. Umbli singur? Tu n-ai mamă? Ba am, dar cum sunt mare. Și mă lasă la plimbare singură, că știu să zbor. Da? Să plutești este ușor? Vreau să zbor și eu ca tine, peste voi, peste coline. Să zbori tu? Nu poți! Tu ești pisoi și nu ai aripi ca noi. Nici măcar nu sari de pe pământ. Ba alerg și sar. Și cânt. Asta e nimic, tu ești doar fricos și mic. Nu sunt mic să-ți dovedesc, sunt din neamul pisicesc. Și nici nu mai știu cum te numești. Ia încearcă să ghicești. Ba mai pune-ți pofta în cui. Ești datoare tu să-mi spui și ia-ți gândul de la zbor, preastimate călător. Buburuza Ruza sunt, ți-am mai spus! Crede-mă, zău, pe cuvânt! 6 puncte de catran, pe veșmântul roșu am. Pentru asta am zice așa. Ei, acum pot pleca? Bine, du-te! Dar să te întorci, că îmi place cum te joci. Nu, n-am să mai vin de fel, că ești rău, Motănel. Ce se află oare acolo? Ia ascultă piept de oară, pentru ce mai trebuie să fără să-mi arăți că tu ai chiar ascuțite la picioare? Scuză-mă, nu-i frumos să ne certăm. Mai bine să ne jucăm. Nu, pot nu, că sunt grăbită și sunt tare ostenită. Unde îngrabă vrei să pleci? Ei, eu sap prin pământ poteți ca să-mi știu cămara plină. În pământ este lumină? E întuneric peste tot. Da? Ai vreun felinar? Cum de nu te rătăcești prin pământ când sfredelești? Asta nu știu nici eu de când sunt. Sap mereu, în pământ este mâncare, în pământ e și răcoare. Râma nu stă mult la soare, se uscă și apoi moare. Aaa, vă să zic că râmă ești. Du-te, hai, vreau să trăiești.
Rămâi sănătos! Ne mai vedem și altă dată! Hei, zbor încet, să văd de te prind! La atințarele mele, e sclipia de pe ele. Nu-ți mai putea. Nu le ating, promit, vreau să-mi povestești ceva. Ei, uite, domnul Frank au de mâncare. Bună ziua, floare solului. Bună ziua. Am nectaras pentru noi? Bună ziua. Desigur, dragă surată, ia nectarul bun la toate. Și zboară mai departe. Vreau și eu. Nectarul e puțintel într-o floare, măi motănel. Dar tu ce mănânci, ce bei? Lapte, brânză, șoricei? Hai, cât mai este încă soare, zboară din floare în floare. Cu bine, cu bine. Ne mai vedem și altă dată. Soare cald și veselie, iarba moale îmi place mie și îmi place să colind de crenguțe să mă prind. Au, cât tare mă mai doare! Cine ești tu ăsta mare, plin de ațe și țepos, mai pătruns până la os? Sunt Ariciul Pogonici. Iar eu Arici Cocolici și ne relaxăm pe aici. Am pornit pe o călare să ne căutăm mâncare. Iar ghimpii mei nu-s mărăcine. Și voi ce vreți de la mine? Hai să ne prietenim, nițel, că ești singur singurel. Nu mă joc, sunt amărât. Tu, amărât? Adineauri erai foios. Că alergam în sus și în jos, mama m-a lăsat un pic să mă joc, dar mi-e urât. Sunt din neamul pisicei și aș vrea să mă împietenesc cu pisoi de seama mea. Păi atunci, putem pleca? Și cu voi la adică m-aș împrieteni. Nostică! Ura! Ura! Știți ce? Haide să vă dau de-a dura. Motănel, unde ai plecat? Mămicuța m-a strigat. Vă las sănătoși aici și să mai treceți pe aici. Tu mă auzi? Vin, vin îndat. Floarea soarelui, poți să te miros. Desigur. Aoleu! Ce s-a întâmplat? Vai, ce rău m-am înțepat. Puiul m-a nemitită, ți-am adus un floricel. Haide, papă. Apă, apă, dă-mi să beau, bot în floare l-am băgat. Și o albina te-a înțepat? Aaa, da. Vezi, dacă mă ascultai, niciun rău nu mai pățeai. Albina nu se juca, ci merinde aduna, îndesagi încăpător de la mii și mii de flori. Derajând-o de la treabă, ea te-a înțepat în grabă. Altădată mă feresc când albina întâlnesc. Pune capul aici și încearcă să adorm ca să-ți treacă. Ochii închide încetişor, nani, nani, puișor, nani, nani, motănel, mititel și frumusel. Mă numesc Ardelea Maria Emilia, sunt în clasa 4-a și frecventez săptămânal cursul de teatru de păpuși de la Palatul Copiilor Arad. Și asta îi voi interpreta În țara lui Mură în gură de Nina Casian. În țara lui Mură în gură totul mi-este pe măsură, când mă scol de dimineață, nu la 7, ci la 10, vin o tavă cu dulceață și un pahar cu apă rece. Și dulceață ce ia-mă, parul ce beamă, ia-mă, beamă, ușor de vis, însă gura s-o deschis. Nu-i deloc așa ușor,
Ajutor, ajutor, lingurița grijulie îmi deschide gura mie. Ei, așa mai merge, zic, dacă mă ajut un pic. Dar e timpul să fac baie. Apa intră în odaie cu volanele albastre. Ne adresăm domniei voastre. Cum doriți să fiți spălat? Uite așa, culcat în pat. Cum doriți să fiți lăut? Uite așa, în așternut. Iar acum prosopul cel pufos se înclină moale până jos. Eu să vă frec, aș vrea pe spate. Nu, vai de mine, nu se poate. Întreabă-te și întreabă-mă, cum pot să ies din pălapumă? Afară-i frig, în pate cald, la urmei umei nu mă scald. În țara lui mură în gură, caște o gură, cât o șură, și îndată-ți pică în ea tot ce vrei și tot ce vrea. Sărmăluțe în foi de viță, supă caldă, tocăniță, cozonac cu potălviță, cărnăciori și ciurama, murături, etc. Am mâncat de m-am umflat, nu-i nimic o macara, iată că pe sus mă ia. Și mă așează după plac, colo în umbră, într-un hamac. Huța, huța, ce să zic, bine când nu faci nimic. Lecțiile stau pe masă, dar de lecții nici nu-mi pasă. Stau și moță în hamac, ele singure se fac. Dragă aritmatică, nu știu ce te împiedică să rezolvi vreo trei probleme. Eu de fracuri nu am vreme. Draga mea gramatică, nu fi antipatică, nu fi zău nesuferită și transcrie într-o clipă exercițiile mele. Vezi că eu n-am timp de ele. Hai, draga mea istorie, n-am chef să am memorie, ține minte tu mai bine cine s-a luptat cu cine, în ce an și în care loc. Eu să învăț, n-am timp deloc. În țara lui mură în gură, am prieteni pe măsură. Vreți să vi prezint cumva? S-a făcut, poftiți în coa. Ăsta-i pui, prinde muște. Ăsta-i lică, vreau găluște. Ăsta-i niță, strâmbă nas. Ăsta-i duță, mielul gras. Ăsta-i sanda, somn în gene. Și ăsta-s eu, burduf de lene. Toate, toate ziulic, ați văzut? Nu fac nimica. Și programul se încarcă, astfel nu e de mirare, că ceva mă îmbie parcă și mă atrage la culcare. Ah, îmi este somn de pic. Și apoi prea mult am vorbit cu voi. Când vorbesc mai multișor, obosesc îngrozitor. În țara lui mură în gură, somnul repede te fură. Nici n-ai timp să spui la nună. Noapte bună. I still love you.
take it away from me because you don't know what it means. Love of my life, love of my life. Ooh, yeah. Români pentru români. Emisiune realizată de Carina Baba cu și despre oameni frumoși ai Aradului. Oh, yeah. Dragi ascultători, februarie este luna iubirii. Ce poate fi mai frumos decât dragostea? 14 februarie, dar și dragobetele românesc reprezintă ocazia de a oferi celor dragi dovezi sincere de prietenie și afecțiune. Eu sunt Alexandru Creț de la Cercul de Jurnalist și le am alături de mine pe colegele mele Pătru Ștefania și Codean Teodora, care ne vor vorbi despre dragostea dintre un băiat și o fată. Dacă o fată iubește un băiat, atunci fata petrece mai mult timp cu el, îl ajută la teme, îl acceptă cu toate imperfecțiunile și defectele lui. Dacă un băiat iubește fată, atunci băiatul o respectă, o ajută, petrece timp cu ea, îi oferă flori și e cu ea la bine și la greu. Mulțumim pentru atenție și nu uitați să fiți recunoscători pentru oamenii pe care îi iubiți și vă sunt alături în fiecare zi. Dragi ascultători, comunicarea este importantă pentru două persoane care se iubesc și se respectă. Ea nu este doar un schimb de informații, ci conectează oamenii la nivel social. Luna februarie este luna comunicării și a dialogului. Eu sunt Andrei Fărcuț de la Cercul de Jurnalism și vreau să vă spun că este deosebire între dialogul oral și cel scris. Vine cu detalii fratele meu Mihai. Într-un dialog, personajele discută despre ele interacționând în mod direct. Când transformă dialogul în povestire, personajele nu mai discută direct față în față. În acest caz, un povestitor realizează despre ce discută personajele. Secvențele sunt legate între ele prin cuvinte precum ca, să, dacă, deși, pentru că. Bună, dragi ascultători! Mă numesc Cioban Dalina și alături de sora mea, Ciobană Delina, de la Cercul de Jurnalism vom recita poeziile Te-ai ști de Veronica Micle și Zvorul nopții de Lucian Blaga. Te-ai ști de Veronica Micle. Te-ai ști, iubite, cât de mult mi-i dor ca glasul tău să ascult. Ai venit pe aripi de vânt și mi-ai spune un cuvânt. Vorba fie rea sau bună, am vorbit eu împreună. M-ai vedea, eu te-aș privi, vorbele s-ar înmulți. Tu mi-ai spune una mie, eu ți-aș spune multe ție. Fără de rost și chipzuire, însă toate de iubire. Vino, dar pe aripi de vânt, vinde-mi spune un cuvânt, că mi-i dor atât de mult glasul tău să-l mai ascult. Izvorul nopții, de Lucian Blaga. Frumoasă, ți-s ochii așa de negri încât seara, când stau culcat cu capul în poala ta, îmi pare că ochii tăi adânci sunt izvorul, din care tainic curge noaptea spre voi, și peste munți și peste șesuri, acoperând pământul, cu o mare de întuneric, așa de negri ochii tăi, lumina mea. Vă mulțumim pentru audiție! Sunt un fulg de zăpadă. Tocmai m-am născut într-un nor. Prima mea imagine a fost cerul cu norii. Încep să cad din către oroșel. Nu știu ce mă așteaptă, dar sunt nerăbdătoare. Am văzut câțiva munți, începe să se ivească și marea. Un vânticel ușor îmi clatină cristalele. Un om grabit trece pe lângă mine și mă învârte. Ajung jos puțin amețită la marginea unei păduri. Toți copiii se bucură de venirea mea și a verișorilor mei. Se ivește o cabană mică în pădure.
Brad e un miros puternic și plăcut. Un lup se oprește și mă miroase și era cât pe ce să mă topesc. Noroc că vântul m-a dus mai departe și din cer se arată alt fulgi ca mine. O stric pe sora mea, poate mă aude. Sunt un fulg de zăpadă care a plecat în căutarea surorii. Un vânt puternic de despărțit în drumul nostru spre pământ. Oare unde o fi? Ați văzut-o cumva? Peisajul superb mi-a gândul de la căutarea ei. Munții înalți acoperiți de zăpadă și celelalte vietăți se văd de sus ca un mic joc. Dar dintr-o dată aud cum o strigă voce cunoscută. Văd, e chiar sora mea. Mă duc cu Crisania mele să-i țin de frig să nu se topească. Noi am fost Iona și Teodora Curtan de la Cercul de Jurnalism, patru copiilor Arad și ați ascultat povestea fulgerilor de iarnă. Bună seara, dragi ascultători! Mă numesc Ionescu Eric și sunt elev la Cercul de Jurnalism de la Palatul Copiilor din Arad și astăzi am să vă recit poezia scrisă de mine, dans de Sfântul Valentin. Două inimi s-au găsit, e ziua de Sfântul Valentin, două suflete s-au întâlnit. Ce zi frumoasă, atunci acum, cu îngeri care cântă în timp ce aduc primăvara pe drum, cu gânduri care valsează în armonie cu dragoste și poezie. Sunt Pele Alesia de la Palatul Copiilor Arad și astăzi o să vă spun poezia creată de mine care se intitulează În acea noapte. În acea noapte ne zărea dulcea lună, cum fredonam împreună cântecele noastre de dragoste. Deasupra arborilor înalți se observau acele stele, care ne vedeau îmbrățișați, descoperindu-mi sentimentele iubirii mele. Tineri ca florile de-abia înflorite și cu petalele unite, ne juram împreună sub blânda lună iubire pentru totdeauna, iar de atunci te iubesc într-una. Simt cum mă topesc, simt că iarăși cresc, în inimă iubire, în dragoste pieire. Cu zâmbetul pe buze, cu jurăminte spuse, pe buze tot minciuni, în suflet slăbiciuni. Parcă simt cum mă ating, parcă simt cum mă cuprind, două brațe străine, vânturi care nu bat, stele care nu cad, râsul n-acoperă plânsul, plânsul nu îndeamnă râsul, în inimă iubire, în dragoste pieire. Ați ascultat poezia A fost și nu mai este, scrisă de Raluca Lador, din cadrul Cercului de Jurnalism al Palatul Copiilor Arad. Zâmbetul tău stă ascuns, în mintea mea eu caut un răspuns, privirea ta-mi răspunde ca o săgeată, inima-mi străpunge. Zile și nopți vor trece fără tine, dar visele îți amintesc de mine. Când vine ziua, dulce este clipa, cât de frumoasă este regăsirea. Ați ascultat poezia Zile și nopți, scrisă de mine, Anastasia Maria Solomie. Bună seara, sunt vorba de Ana Roxana de la Cercul de Jurnalism al Palatul Copiilor Arad și astăzi vă voi prezenta o lucrare de-a mea sub numele de Sunetul Atingerii. Te simt ca o lumină în întunericul meu, mă faci să uit de durere mereu. Când lacrimile apar și simt că vreau să dispar, pe tine totuși te pot vedea tot mai clar. Vocea ta, partea lipsă pe care o aveam în mine, numai ea mai poate să mă aline. Îmi închid ochii, dintr-o dată ești aici, în lumea în care nu suntem doar amici. Vreau să simt sunetul atingerii tale, să știi că nu te mai pot uita, iubitul meu, amprentă în mintea mea. Nimic nu se mai poate acum schimba. Mă numesc Rotariu Denis, am 15 ani și sunt de la Cercul de Jurnalism. Iar astăzi doresc să vă prezint poezia mea, Cartea. Privesc pe geam, ochii mei, disperați te caută, într-un amalgam de copaci, blocuri, oameni bizari. Dar tu când apari? Te aștept, cu multă răbdare, dar tot mai mult mă doare, când nu vrei să mă întâlnești. Sunt ca o carte pe care nu îndrăznești să o citești. Mă numesc Alexandra Vedican și particip la cursurile de jurnalism din cadrul Palatul Copiilor Arad. Acum o să vă prezint o creație proprie intitulată Taina Artistului. În romantic mă încadrez, vrând să demonstrez cum cu sânge semnez de fiecare dată când acest gând îl condiționez. Și n-ai să știi că despre tine vorbesc și toți pianiștii amarul meu amor îl iubesc. Și când într-una clapele le zdrobesc, când prin cuvinte eu te desenez. Acum, culorile îmi lipsesc. Nu mai am ce spune, nu ți-am găsit încă un nume. Și e un gând prostesc, de asta vreau să-l opresc și doar de-a mea poezie să mă îndrăgostesc. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine.
cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, întoarce la tine. Români pentru români. Emisiune realizată de Carina Baba cu și despre oameni frumoși ai Aradului. Oh yeah. Thank you.
Thank you.
Români pentru români. Emisiune realizată de Carina Baba cu și despre oameni frumoși ai Aradului. Oh, yeah. Nici o zi nu trece fără amintiri, vise și regrete. Ne amintim sărutul primei iubiri și sursul fetei. Bune, rele, toate ni se petrec, timpul face nazuri, dar pe lume toate trec, bucurii, necazuri, dar pe lume toate trec, bucurii, necazuri. Toate trec, mergem mai departe, toate trec, viața ni le împarte, toate trec, mergem mai departe, toate trec, viața ni le împarte. Să încercăm să fim cu sufletul plin, doar de gânduri bune, să lăsăm numai pe Domnul destin, inimi să cunune. Bune, rele, toate ni se petrec, timpul face nazuri, dar pe lume toate trec, bucurii, necazuri, dar pe lume toate trec, bucurii, necazuri, toate trec, mergem mai departe, toate trec, viața ni le împare, toate trec, mergem mai departe, toate trec, viața ni le-mpoarte. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii.